Salut, sunt George Bonea și sunt speaker demotivațional. Ce faci, doctorie? Merge treaba? Se mai caută oamenii la organe sau tot așa? Autodiagnosticare acasă, pastile după ureche, preot, moaște, vrăjitoare, influencer de la TV și în ultimă instanță ajung la tine. N-o să vorbim aici, acum, despre salariul tău, pentru că e un subiect mult prea delicat și personal consider că banii pe care îi primești, mai ales după gonflarea cuiz electoral din ultima perioadă, nu reflectă realitatea de ansamblu a instituției medicale. Până la urmă, te-ai făcut medic pentru că îți place, nu înțeleg de ce, să salvezi oameni. Complexul salvatorului? Habar n-am. Când alții în copilărie voiau să fie astronauți, actori sau asistentele lui Capatos, tu voiai să îndrepți oase, să închizi canale arteriale, ori să-i ajuți pe oameni să scape de problemele cauzate de dilatațiile varicoase ale plexului venos anorectal. Hemoroizi. Ai făcut facultate cât pentru întreg cartierul și ai învățat până și despre bucăți ale corpului total nefolosite de mulți. Te-ai prins? Ca mai apoi să te izbească realitatea cruntă în fața căreia ești total îndreptățit să ridici metacarpianul mijlociu. Te-ai prins din nou? Până la a avea o plăcere financiară în a profesa medicină în România, trebuie să treci de celelalte bucurii ale vieții de medic. Să începem cu mediul de lucru. În prea multe cazuri, spitalele arată de parcă sunt bordee cu etaj, hrube insalubre, case de toleranță pentru stafilococi. Statul nu vrea să te ajute în a-i face pe cetățeni mai sănătoși. Probabil are un barter cu o firmă de pompe funebre. Dar să vorbim și despre clientelă, bolnavii tăi. De câte ori ți-au mulțumit? Știu, vor spune că-i treaba ta să le scoți cancerul din plămâni și coceanul din fund? Dar cât s-au isterizat crezând că nu vrei să-i ajuți, ori că le faci rău intenționat, pentru că nu reușești să le vindeci problema? Hai să fim sinceri, de multe ori liftierul e mai respectat ca tine, plus că el știe mai multă medicină, o are la degetul mic. Trăiești periculos. După ușa sălii de operație te așteaptă o familie nervoasă, gata să te bată cu stetoscopul peste față pentru că n-ai vrut să le salvezi prețioasa prelungire genetică care s-a dat cu 200 de km la oră pe șosea, a vărsat prea mult alcool pe gât, ori și-a prins protuberanța masculină într-un gât de sticlă. Ca medic, de cele mai multe ori, ești văzut ca un fel de geamandură. Trece toată lumea pe lângă tine și te remarcă doar când e nasol. Nu simți în suflet, adică sub manubriul sternal, că mulți nu apreciază ce faci pentru ei? Pentru că nu le pasă, de cele mai multe ori. Ești un tinichigiu uman, n-ai cum și nu-ți este permis să greșești. Și dacă ți iese, o minune de la Dumnezeu. Aliluia! În concluzie, meseria ta e devalorizată de proasta implicare a statului și clientela nesimțită, ipohondră, isterică și analfabetă. Știu, alții vor spune că ești un șpăgar. Dacă ești unul, e nasol. Meriți să tratezi cea mai nașpa boală, prostia. Dar cred că e o generalizare, o evidență anecdotică și un fenomen ținut în viață de pacienții mai egal ca alții. Îmi vor spune victimele medicilor șpăgari mai multe la comentarii despre cum X medic n-a vrut să-i primească fără o cafea. Probabil că mulți medici din România au probleme cu tensiunea. Altfel spus, medicina în România îți poate da palpitații. Acum gata, te las să înveți. Cât mai ai? 15-20 de ani? Dacă nu știi să descânți, cu plăcere! Gata. Am cred că m-a tras curentul sau ce? Și că e pe bunea sau curentul? Pe voi v-a tras odată curentul? Tot timpul în autobuz. Noi închidem geamurile. Normal, păi e nasol, faci boale. Faci toate boalele de lume. Nu se apare acolo dacă te auzi, pe treci în coadă. Treci în coadă. Treci în coadă. Păi dacă ai vorbit acum trebuie să te auzi. Păi dacă m-a întrebat, fă cu mâna acolo, salută-i fanii. Salută-i fanii. Uite, uite acolo. Zi cine ești. Sunt Cristina de la Libertatea. Mai. Du-te mai încolo. Așa. Hai, încă o dată. Încă o dată ce? Mai fă o dată intrare. Mai fă o dată cu mâna. Am de busolat. Așa? Da, sunt confuză. Hai, așa. Of, Doamne. Așa e și până. Ziarul? Nu, ziarul nu este niciodată confuz. Apropo de ziar, intrați pe Libertatea.ro ca să vedeți reportajul de astăzi.